La ora 10:58, detașamentul de pompieri Dej a fost ajutat pentru a interveni la accident rutier produs pe strada 1 Mai din municipiul Dej. La sosirea locului intervenției am constatat că erau implicate în accident 2 autoturisme, 5 victime, dintre care 2 încarcerate. S-a intervenit pentru descarcerarea persoanelor, acestea fiind transportate la spitalul municipal din Dej. Sunt șeful gărzii de intervenție, puternic ajutant către Cătrășan Octavian.